ajuns la cea de-a 15-a ediție, Atelierul Internațional de Creație Feminină Contemporană s-a desfășurat în perioada 27 mai-11 iunie 2017 la Eforie Sud. Este vorba despre o manifestare de creativitate feminină care adună la oaltă artiste din mai multe țări europene venite la Eforie Sud să lucreze într-o tabără. Proiectul Poduri Europene a fost menit să stabilească prin aportul artistic feminin noi punți între țări și culturi care doresc și pot să comunice. Această ediție este una dintre cele mai importante, a 15-a în ordine cronologică, reunește artiste din România și anume din multe centre universitare și culturale. Timișoara este foarte bine reprezentată în acest an, bineînțeles și Bucureștiul. Apoi artiste din Belgia, Bulgaria, este vorba despre o artistă care a avut anterior și o expoziție personală aici, și din Liban. Sunt doamne creatoare de artă care au lucrat în ritm alert, cu inspirație și consecvență, cucerite de zona aleasă și care i-a strâns în perioada interbelică pe toți creatorii români într-o adevărată colonie de pictură. Organizatorii nu au impus revenirea la pictura atmosferică, tematici restrictive, o recuzită obligatorie, ci a dorit să adune la oaltă artiste de valoare. Acest eveniment prilejuiește întâlnirea între generații și personalități, între artiste aflate în perioadele de formare și confirmare, reușind cu fiecare tabără și manifestare expozițională să provoace o atmosferă de comunicare interculturală, de alteritate și de aleasă creativitate. Proiectul Poduri Europene s-a născut în anul 2004 la inițiativa artistei Rodica Axenia Constantin, președintele Asociației Femeilor Creatoare în Arta Plastică din România. An de an, prestigiul acestuia a crescut și iată că în 2017 aniversează o ediție jubilară. Expoziția va rămâne deschisă în perioada 9-30 iunie 2017.